De anul viitor, taxa pe valoare adăugată ar putea fi de 20%, cât era în proiectul inițial de cod fiscal, și nu de 19%, cotă introdusă în proiect în urma solicitărilor Partidului Național Liberal. Este anunțul făcut de premierul Victor Ponta la începutul ședinței săptămânale a guvernului de ieri. Șeful executivului a mai declarat că au existat discuții pe acest subiect cu președintele Klaus Iohannis și guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. E foarte important ca săptămâna viitoare să se termine bătălia politică, să avem codul fiscal aprobat și promulgat de către președinte. Cred în continuare, ca un tehnocrat ce sunt alături de domnul Teodorovici, că important este să dăm mesajul fundamental pentru economie și pe zona socială cu 20% TVA, nu 19%, că 20% cotă generală cu 9% la alimente înseamnă 16% medie. Iar celelalte lucruri care privesc alte taxe și impozite, ca să vă spun foarte sincer, pot fi discutate de către oamenii politici. Ce e important pentru noi, 20% acel TVA. În ceea ce privește alte prevederi din proiectul de lege, cum ar fi eliminarea taxei pe construcții speciale și a accizei, Victor Ponta consideră că acestea pot fi efectuate ulterior, esențială fiind acum reducerea TVA. Proiectul noului cod fiscal a fost aprobat de Parlament în luna iunie, dar retrimis spre examinare de către președintele Klaus Iohannis. Parlamentarii se vor întâlni în cursul săptămânii viitoare în ședință extraordinară pentru a vota codul fiscal.